perete, la laila. Când ne-ai trebuit, la laila, să deam amândoi doi perete, la laila. Vreiam de căsătorit, la laila, dar măta nu m-a voit, la laila. Să te iau, nu te-o lăsat, la laila. Mă da mult, te-o blestemat, la laila. Să te iau, nu te-o lăsat, la laila. Bebe și mi-o poruncit, la laila. Să nu ne-ntâlnim pe atât, la laila. La laila, că m-am dus la joc în sat, la laila. Bine că nu te-o lăsat, la laila, că m-am dus la joc în sat, la laila. Alte fate mi-am aflat, la laila, și pe tine te-am uitat, la laila. Să cântați cu mătambuc, la laila, și să dați rost pe la foc, la laila. Pe crangă, hai la laila, ce nu crezi ca să faci treabă, la laila. N-ai vreun dor, n-ai vreo durere, n-ai ce inima îți cere. N-ai vreun dor, n-ai vreo durere, n-ai ce inima îți cere. Nici dor, nici o durere, hai la laila, am ce inima îmi cere, la laila. N-ai destulă pace aleasă, orică o jale te apasă. N-ai destulă pace aleasă, orică o jale te apasă. Am destulă pace aleasă, hai la laila, dar o jale mă apasă, la laila. Că pe-o creană gădierăcită văd o frunză galbinită. Că pe-o creană gădierăcită văd o frunză galbinită. Eu sunt trist că vremea vine, hai la laila, să mă duc în străine, la laila. Eu sunt trist că vremea vine, hai la laila, să mă duc în străine, la laila. Pentru dumneavoastră au fost primele două melodii din această seară. Vă invităm alături de noi. E mai greu cu înșezătoarea noastră, cu invitații de pe Valea Someșului. Haideți aici alături de noi. O să o întreb pe doamna până vin domnii, dacă mai este joc acolo în zona dumneavoastră, la Feldru. Sigur că este. Mai rar, dar totuși este. Dar când se mai face mult este de discotecă decât de joc. Paști, de Crăciun? Sau... Se face de Paști, se face de Crăciun, sigur. Domnule Leon, să vă las microfonul. Și mai merge tineretul la joc sau mai puțin? Mai puțin. Cred că merg tot cei mai în vârstă, le place mai mult să vadă. Da. Acum, să zicem, vreo 20 de ani. Cum era comuna și cum e acum? S-a modernizat cu totul? S-a modernizat, da. Față de ceea ce a fost acum 20 de ani,
este incomparabil. Mai avem case din alea bătrânești? Puține. Puține case bătrânești mai sunt. Știu s-au că modernizat, este multă un muzeu, lume aveți un muzeu. Avem și un muzeu, da. Duminică a fost în vizită la muzeu domnul Grigore Leșe, domnul profesor Grigore Leșe. Probabil a făcut o emisiune da, acolo și o să vedem da. Pe TVR Cultural. Da. Este bine atâta timp cât ne mai caută măcar televiziunile acasă să mai filmeze. Da. La noi să ne putem mândri cu acest lucru. Ne caută televiziunile, să știți, destul de des. Domnul primar are grijă să fim cunoscuți. Filmați. Da, și dar cred că mai mult v-a căutat în ultimul timp pe latura aceasta comunei cu foarte mulți fi plecați în străinătate. Da, da, da. O să vă întreb dacă e adevărat că este un sat undeva prin Spania care ziceau că au pus numele Feldru. Da, da. După așa telefon. Alo? Alo? Bună seara. Bună seara. Numai puțin că face microfonia. Domnul Tibi, bună seara. Capul de zilele mele, nu știu mai cunoscut. Din prima. Atâta de trugit, iar ne stau pe pașul meu la voi. Să știți că dacă nu reușesc să pornesc mașina când mă duc de aici, dumneavoastră sunteți. Nu contează, spune și apar, dar o să pot. Nu mă obic să-ți dau mai încet televizorul. Toate emisiunile din seara asta pentru dumneavoastră și pentru doamna. Da. Cu mare drag. Bine, mulțumesc. Fă bine, că ați de trulit, ani stau pe pașul meu la tine, la voi, adică la toți. Mulțumim, domnul Tibi. Mulțumim. Și o emisiune frumoasă, ca de obicei. Mulțumim. Mulțumim. Îți doresc numai bine și sănătate. Numai bine, sănătate, numai domnul bine, Tibi. Bine, vă dorim și noi. Toate cele bune. Toate cele bune. Hotărât. A fost domnul Tibi... un om deosebit care m-a ajutat astăzi, a rămas cu șocul de la mașină. Dacă aveți mașină cu șoc, acum aveți mai moderne. Am rămas în mână, am tras și nu mi-a mai pornit mașina. Acum câțiva ani, câțiva așa, tot vreo 20 de ani, erau atâtea mașini în Feldru? Nu. Cu ce se mergea la Năsăud, de exemplu, domnul? Multă lume mergea cu căruțele. Cu căruțele. Căruț atunci. Și pe jos. Pe jos până în Năsăud. Și domnul dacă vede, e venit la biserică. Ați mers cu căruța la târg. Da, bineînțeles. Trecea peste dealul târgului, și venea la biserică. Era media dreptă decât să vină la Năsăud. Dar pe unde veneați peste dealul târgului? Pe Strâmba. Pe la Strâmba? Pe la Strâmba. Strâmba, pe la... Ilbabică, Strâmba? Pe la Bârgău, pe aici. Bârgău, pe la... Da. Și ajungeați în care Bârgău? Ajungeam în Livezele. În Livezele. Să nu spui, dar nu că ai fost și tu pe... Numai la noi, acolo, pe... Pe Valea Țibleșului treceam de la Dumbravița dealul pe jos și ajungeam în Beclenuț. Tot așa, dar acum e lumea mai modernă. Mai sunt bivol, de exemplu, la Feldru? Mai are cineva? Sunt prea puțini. Puțini. Mai greu de... Întreținut. Speciale de dispariție. Nu. Acum lumea s-a modernizat, nu? Nu mai țin aproape nimic. Cu toate că laptele era mai bun de la Bivol. Bivoliță. Deci se modernizează de la, comuna de cu la totul. Bivoliță. De la Bivoliță. Da, corect. Se modernizează lumea cu totul. Nu mai da. Avem nici animale, nu... Sunt, dar mai puține. Mai puține. Mai puține, pentru că tot tineretul este plecat. Majoritatea sunt în Spania, Italia, Germania, Austria. Iar bătrânii care sunt rămași nu au posibilitate de a le ține. Dar poate nici este nu se mai rentează, de că greu. Vin euro de la copii. Acum, da. La unii. La unii. Domnul profesor, care dintre dumneavoastră îmi spune dacă se simte acest lucru și la școală? Adică sunt mai puțini copii. Copiii sunt într-adevăr mai puțini. Sunt, că majoritatea sunt plecați în străinătate și... Și au plecat cu copiii. Copiii la... Școală. Și să face școală ca în România, acolo, nu prea, nu, mai, nu. Mai puțin. Nu să face școală, că pentru că sunt alt sistem și față de România. Aici e cel mai deocamdată. Într-adevăr că e greu, dar este să face școală. Și bineînțeles că trebuie să și înveți. Dacă nu înveți... De aia și căutați românii în străinătate peste exact. Tot la marile companii. Exact. Domnul Ion. Numai că... Microfonul. Mulți nu vreau să învețe.